În timp ce unii sunt nerăbdători să vadă fulgii de nea și atmosfera sărbătorilor de iarnă, alții însă așteaptă primăvara pentru a admira frumusețea trandafirilor și mirosul florilor recent apărute în localitate. Mii de trandafiri de diverse specii au fost sădiți pe străzele centrale ale orașului Drochea. Мы сажаем розы, чтобы наша Молдавия, наша Дрокия была красивая, расцветающая. Стараемся, поливаем, сажаем. Посмотрим на весну, что будет. Ну, я думаю, будет хороший цвет, хороший будет пахнуть. Кто приедет в гости в Дрокию, скажет, о, хозяева здесь. E cald. Omul când lucrează se încălzește. Nu poate să fie frig. O să pun borz. Cam este o leac chiatră, dar mergi. Nu este frig? Nu. Îmbrăcat gros. Punem flori pe primă, pentru iarnă, pe primăvară le sucăm să nu înghețe. În viitor să fim în frumos oraș. Să jăim roză, щоб красиво было, щоб люди любовались, радовались. Pe lângă cele câteva specii de trandafiri sădite pe străzile centrale a orașului, aici au fost efectuate și alte lucrări de înfrumusețare și înverzire a localității. Vedeți că era abandonat gazonul, mai ales că e strada centrală, și s-a hotărât să fie sădiți trandafiri, așa, de-a lungul străzii. Da, să sădesc copaci, să renoiesc parcurile, să lucrează. Trandafirii sunt de specie pitici. A fost ales anume acest tip cu scopul de a nu provoca deranj participanților la traficul rutier. Potrivit autorităților publice locale, în preajma Monumentului Eroilor au fost sădite 250 de plante de tuie, dintre care au fost și furate. Tuile care s-au furat în seara din 4 spre 5 au fost scoase două tui, apoi în seara de 12 spre 13, dacă nu mă înșel, încă două tui. Dimineața au fost depus la inspectoratul de poliție, dar până la moment nu avem niciun rezultat. Ele au fost sădite data de 23, adică în a doua zi după ce au fost sădite. Și caracteristica acelea sustrase, scoase, au fost completate cu altele. Pentru a aduce un aspect mai frumos orașului Drochia, au fost procurați și sădiți 4700 trandafiri de diverse specii și culori, 250 de plante de tuie și 187 de arțari decorativi. Toate au fost plantate pe Metropolitul Varlam, Bulevardul Independenței și strada Gudanov.